United Galați a învins aseară pe teren propriu cu scorul de 5-2 pe Alto Bergamo-Deva în meciul al treilea din finala Ligii I de futsal. Începutul de joc a fost favorabil echipei gălățene, care la jumătatea primei reprize conducea cu 3-0. Devenii au presat pe final de repriză, jucând fără portar și au reușit să înscrie un gol până la pauză, la vestiare, intrându-se cu 3-1 pentru United. În mitanul secund, Alto Bergamo a folosit același sistem de joc și a redus din handicap. Apoi Devenia au alergat după egalare, însă pe final de meci au fost taxați de gălățeni de 2 ori, iar United a câștigat cu 5-2 și conduce la general cu 2-1. În tabăra Deveana era multă supărare, dar antrenorul Cosmin German speră ca elevii săi să-și revină până la meciul din această seară, tot de la Galați, care va începe la ora 19. Pentru a mai păstra șansa la titlu, Alto Bergamo trebuie să învingă în această seară, întrucât finala se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. Cosmin, cum a fost meciul de aseară? Cum să fie? Un meci greu. Din păcate, puțin timorați băieții, iar cred că ceea ce s-a văzut se repetă în continuare. La ce să ne așteptăm în meciul 4? Păi sperăm să elimine tot tracul și să jucăm, pentru că e ultima șansă. Dacă se va ajunge meci decisiv, acesta se va juca la Deva marți 17 mai, cu începere de la ora 18.